Să vedem acum și sistemul multiteren de care vă tot povesteam. În momentul în care apăsăm butonul de pe volan, ne apar alte funcții decât dacă am ține apăsat mai mult de 2 secunde, și anume selectarea multiteren, activare-dezactivare senzor de parcare, AFS este sistemul autoadaptiv al farurilor, dacă îl avem on sau off. Foarte interesant acest 2ND Start, care, dacă vreți, este un sistem ce permite pornirea în condiții dificile, iarna sau, eu știu, pe noroi, în anumite condiții foarte grele de aderență. Și anume, sistemul permite pornirea direct în treapta a doua. Și putem selecta acest start în momentul în care avem astfel de probleme. Nu e cazul să intru în detaliile acelor sisteme, v-ați dat seama exact despre ce e vorba. Important este să prezentăm sistemul multiteren alături de celelalte sisteme geniale existente pe Land Cruiser 150. Și acum o să intru în multiteren să vedem ce avem în ofertă. Sistemul multiteren îți permite, dacă vreți, eu așa aș explica-o, niște preselectări ale modului în care să funcționeze mașina în funcție de terenul pe care se deplasează. Avem 4 poziții disponibile: noroi și nisip. Loose rock înseamnă pietre sfărâmate, ceva de genul acesta. Mogul, a trebuit să mă uit în carte ca să înțeleg ce înseamnă mogul ăsta, că la noi are cu totul și cu totul alte conotații. Mogul în cartea de off-road a mașinii înseamnă practic niște denivelări foarte foarte înalte sau pietrele acelea mari, imense. Știți că poate la off-road în Statele Unite ați văzut, ei au niște concursuri foarte speciale de off-road, mersul pe pietre din acelea de dimensiuni foarte mari. Deci cam asta înseamnă mogul. Fie pietre mai mari de un metru, să zic, piatra, fie pur și simplu dealuri delușoare cu diametru de 1,5-2 metri, cam așa. Cam asta înseamnă categoria mogul în acest caz. Și bineînțeles rock, care înseamnă piatră. Deci ai 4 moduri în care poți merge cu acest vehicul. Moduri preselectate, în care, bineînțeles, toate sistemele de tracțiune disponibile, de asistare, ABS, SP, ce vreți voi, tot ce există pe ea, Hill Descent Control și tot felul de sisteme de genul acesta, lucrează în așa fel încât să permită o trecere cât mai ușoară prin respectiva suprafață selectată. Bineînțeles că fiecare preselectare înseamnă un alt mod de răspuns al vehiculului. De la cutie de viteze, sunt o grămadă de chestii, manualul are 780 de pagini, mi-e imposibil să vi le spun în câteva cuvinte, încerc doar să vi le explic așa foarte rapid. Deci practic avem 4 preselecții în funcție de terenul pe care ne deplasăm. Să alegem la întâmplare, nu o să fac o demonstrație cu mașina că e miezul verii, nici nu am unde să vă arăt zăpadă sau noroi. O să intru așa de demonstrație într-una din opțiuni, da? Să intrăm la mogul, că tot ne place. Ce observăm? Că mașina ne cere să oprim vehiculul și să mutăm transmisia în N. Înainte de a face aceste manevre, o să pornesc și motorul, pentru că așa este normal, motorul să fie pornit. O să mut în N.
Mi se cere să mut în modul L4, adică pe reductor. O fac, după care mi-apare acest meniu în care pot să optez pentru 3 variante. Respectiv să opresc, deci să anulez comanda, acel off. Să mă întorc în selecția de moduri, pentru că eu sunt deja în mogul, sau, și aici vine partea extraordinară, să îmi aleg poziționările, poziția pe care o doresc să o văd, a camerelor de luat vederi. Și în momentul de față am practic la dispoziție 5 camere de luat vederi, cea de-a 6-a fiind bineînțeles disponibilă automat în momentul în care introducem în mersul înapoi. Așa cum spuneam, mașina are 6 camere de luat vederi. În momentul de față vedem 5 camere de luat vederi și mai avem disponibilă camera pentru mersul înapoi. Folosind butonul, putem alege între cele 5 camere disponibile, anume camera de luat vederi din față și camerele de luat vederi de sub oglinzile retrovizoare cu vedere în față în acest moment și cu vedere în spate acum. Iată, camera de luat vederi din față jumătate din vehicul respectiv, partea frontală, ambele laterale, și jumătate din vehicul, partea din spate. Bineînțeles, dacă mă deplasez, introduc în mersul înapoi, am acces și la camera de mers înapoi. Iată cât de confortabil poți conduce vehiculul folosind aceste camere de luat vederi. Bineînțeles, în momentul în care opresc și introduc în drive, sistemul revine acolo unde a fost lăsat. Comut din nou camerele de la vederi către față și iată exact ce văd în fața mașinii. Dacă vreau să fiu foarte precis, pot folosi acele repere galbene care, în funcție de mișcarea volanului, sunt un fel de predicții de traiectorie. Cu alte cuvinte, îmi spun unde este volanul, unde sunt roțile mai exact, că volanul știu unde e în mâna mea. Din nou în mersul înapoi. Repet, eu fac doar o demonstrație, nu încerc să o urc acum pe pietre. Ar fi mult mai interesant să vedem exact cât de dificil poate fi un parcurs de off-road. Introducem din nou un drive. Selectăm poziția camerei. Camera față. O să luăm și camerele de pe lateral. Iată, camerele de pe lateral, zona din față. Observați că aici putem vedea roata din stânga pe cameră foarte bine. Și la fel și roata din dreaptă.
Lucru care, bineînțeles, ne permite o navigare deosebit de precisă pe lângă orice fel de obstacol. O să mut transmisia în N și vă voi arăta acum că acest mod mogul selectat a presupus atât trecerea în reductor, care s-a făcut cu dezactivarea sistemului VSC, observăm în stânga un LED de dezactivare, și cu indicarea pe borda sistemului 4LO, adică reductor, cu alte cuvinte. Și în plus mai avem o mașinuță verde peste niște dealuri acolo, care înseamnă modul multiteren selectat. Ca să ieșim din modul multiteren, bineînțeles, avem disponibilă opțiunea off. A dispărut mașinuța verde, am părăsit modul multiteren. Pe bord au rămas aprinse indicatoarele de atenționare că sistemul VSC este dezactivat și acel indicator 4LO, deci trebuie să comutăm din nou în modul 4H. Acest sunet pe care îl auziți este făcut de sistem care ne avertizează că nu am operat corect trecerea din 4LO în 4H. Respectiv, suntem cu transmisia în modul P și nu în modul N. Mutăm transmisia în modul N și apoi comutăm din reductor în modul de tracțiune integrală normal. Adică aducem mașina la starea ei normală și naturală. O mențiune foarte importantă despre sistemul de tracțiune integrală: este un sistem de tracțiune integrală permanent. Deci nu este tipul nepermanent. Bineînțeles că având diferențial central torsen cu alunecare limitată, având o grămadă de sisteme de asistare, în marea majoritate a timpului petrecut rulând cu mașina pe șosele normale, sistemul va selecta automat, va oferi practic o tracțiune pe două roți și numai în momentele în care este necesar vom avea tracțiune pe toate roțile. Iată butonul din care comutăm modurile de tracțiune din H4, adică tracțiune integrală permanentă, în reductor. E necesară apăsarea ușoară a butonului, iar pentru a reveni, operațiunea în sens invers. Cele două butoane din dreapta, bănuiesc că e clar pentru toată lumea ce fac. Blocare diferențial spate și blocare diferențial central torsen cu alunecare limitată. Iar aici, în zona din stânga, un alt sistem pe care o să vi-l prezint imediat, în măsura în care mă pricep și sigur în care timpul ne permite. Este vorba de un alt, dacă vreți, un sistem oarecum asemănător cu multiteren, dar care face altceva. Sistemul se numește Crawl Control. Crawl ca la not, ceva în genul acela, și care poate fi tradus din engleză în mai multe moduri: cățărare, târâre. Așadar, câteva cuvinte despre acest Crawl Control. Pe scurt, ajustează automat puterea motorului și blocarea sau învârtirea în gol a roților în funcție de situațiile de aderență întâlnite. O să vă arăt acum și cum se folosește.
Avem motorul pornit, apăsăm butonul on-off și pe bord ne apare scris că trebuie să selectăm modul L4 și să comutăm că în drive sau în air. Mai fac o dată ca să vedem. Bun. Mutăm în N. Mutăm în 4L. Punem în drive, apăsăm butonul, crawl este activat, folosind plusul și minusul putem selecta vitezele. Respectiv viteză mare, între mare și medie, medie, între medie și joasă și joasă. Bineînțeles, în funcție de toate aceste viteze selectate, răspunsul mașinii este complet diferit. Partea spectaculoasă la acest crawl control este dată de faptul că poți înainta cu mașina fără a folosi frâna sau pedala de accelerație. Deci practic vehiculul merge singur. Tocmai de aceea ne putem activa acest mod dual crawl control doar dacă suntem fie în mersul înapoi, fie în poziția drive, deci într-o viteză, și abia când suntem într-o viteză putem apăsa butonul crawl control. Deci eu o să introduc în drive, apăs crawl control, selectez o viteză mică și iată cum face mașina. Fără să accelerez, fără să fac nimic, pot crește în timpul acesta viteza de deplasare. Sau pot să o scad. Și mașina răspunde așa cum auziți. Pentru dezactivare apăs butonul. Pur și simplu. E un mod foarte, foarte comod de a folosi vehiculul atunci când trebuie să fii preocupat de orice altceva decât de accelerare, frână, adică trebuie să fii atent doar ce obstacol depășești, să fii atent la volan, să fii atent la camerele de luat vederi. Același lucru, punem acum în mersul înapoi și apăsăm butonul crawl. Selectăm viteza medie. Din greșeală am apăsat din nou crawl. Selectăm viteza medie și se observă diverse indicatoare aprinse pe bord, respectiv tracțiune, controlul tracțiunii off, VSC off și indicatorul crawl control aprins. Dezactivăm sistemul crawl control. Dacă nu v-am convins cu toate sistemele astea, sau dacă nu ne descurcăm cu toate aceste sisteme și rămânem împodmoliți sau într-o situație aproape imposibil de ieșit, putem folosi cele două butoane care cuplează diferențialul spate sau diferențialul central. O să le și luminez să se vadă mai bine. Ce v-am arătat eu până acum este doar o mică parte din ce poate mașina. Există mult mai multe moduri și combinații, dacă vreți, între aceste sisteme. Cred că nici 50% nu am arătat din ce poate să facă vehiculul pe partea de tracțiune integrală, de aceea se spune că este unul dintre cele mai avansate vehicule tot teren existente pe pământ în acest moment.